Constantin Brâncuș este considerat unul dintre cei mai importanți artiști din istorie. Prin operele sale, realizate cu măiestrie, înconjurate de frumusețe și armonie, a deschis o poartă către un alt univers. Născut în 1876 la Hobița, din județul Gorj, Constantin Brâncuș a învățat de mic să modeleze lemnul. A urmat prima școală la Peștișani, iar după a continuat școala la Brădiceni. Provenind dintr-o familie de țărani cu alți 5 frați, copilăria lui a fost marcată de multe lipsuri, plecări dese de acasă și ani lungi de muncă în care mergea ca ucenic prin diferite birturi, prăvălii și ateliere de boiangerie. Prin adolescență, acesta ajunsese în Craiova, lucrând ca ucenic, unde a reușit să construiască o vioară din materiale găsite printr-o prăvălie, astfel dând dovadă de un adevărat mare talent în prelucrarea materialelor. A fost ajutat să meargă la Școala de Arte și Meserii din Craiova, iar după ce o termină, merge la Universitatea Națională de Arte din București. La scurt timp, Constantin Brâncuș decide să meargă la Paris, unde este admis la o prestigioasă școală de arte. În Paris, Constantin Brâncuș cunoaște o mulțime de artiști de la vremea respectivă și reușește să se simtă în elementul său. Cei mai mulți l-au primit pe Constantin Brâncuș cu brațele deschise, iar acolo acesta s-a simțit inspirat. Acesta interacționa cu nume mari din lumea artei, ca de exemplu Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Marcel Duchamp și alte nume mari. Constantin Brâncuș și-a început activitatea în atelierul lui Auguste Rodin, cel mai important sculptor al vremii. Acesta se decide să plece la scurt timp din atelierul lui Rodin, dorindu-și să devină un artist independent și să-și găsească propriul stil, așa cum spune acesta printr-un citat celebru de-al său: la umbra unui copac nu crește nimic. Din acel moment, începe să experimenteze și să-și dezvolte stilul care l-a făcut celebru. Printre cele mai importante opere ale sale se pot enumera Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Poarta Sărâtului, Domnișoara Pogani, Prometeu și multe altele. Constantin Brâncuș este unul dintre cei mai remarcabili români care a trăit vreodată. Acesta având o viziune pe care a urmat-o neîntrerupt, cu pasiune, dedicare și muncă, reușind să atingă cele mai înalte culmi ale lumii artistice.